Adică nu există, nu există, cum se spune, vrăjitul. E, cam așa, o să spun câteva cuvintele, nu vor să vă e limba română perfectă, dar speram ca să înțelegeți ce vreau să transfere voi. Primul rând, sunt foarte bucurat să fie aici, să prima dată, să dai niște sfaturi la universitate, da? Și cum văd pe voi așa tineri, am spus cu tata acum, la final de zile, tata, de ce l-a făcut pe mine acum? De ce acum, pe anul 59? Să fie așa, să fie așa cu voi, așa. Pentru că crește lucrurile, tehnologia, lucrul, foarte frumos. Pe vremea mea, iar am spus eu, dar pe 59, era eu 6-7 ani de zile, nu era absolut nimic. Nu era absolut nimic. Nu vă mai trebuie să sunt gelos pe voi, dar sunt bucurat când ajung la un nivel să dai vouă, pe care câteva sfaturi foarte, foarte important. De la vârsta 15 ani de zile, când era eu cu tata, a fost pe vapor, ce că nu era astăzi, a fost familia foarte, cum se spune, cum așa, bogată. Și când o zi dimineața, tatăl meu, noi la școală, asta a fost 15 ani, zis la profesoara, mai de dimineața, Iosef Hadar, el nu vine la școală. Tatăl meu e de Nordul Africa, a gândit numai de ce o să fie ca multe ani de zile. A gândit pentru voi, pentru că vremea nu a fost cum este acum. Și a zis, ce înseamnă nu vine la școală? Nu vine la școală. Tata zice, nu vine la școală, nu vine la școală. Vine la casa. Și-a luat ca mine, tata spune mie. Deci, s-a dat Victoria, tu pleci să învăți să fii bucătar. Să fii bucătar? Nu am înțeles. Bucătar. Bun, de ce? Pentru că nu o să fii mort de foame niciodată. Asta a fost adevărat. Adevărat, de vreme, nu vreau nimic. Nu sunt frați, mâncam mala pe mijloc și mâncam nu cum este. Tata a zis, așa se face. Nu spune, nu vreau, da. A zis, așa se face. Am plecat la școală de bucătar, 3 ani de zile, am făcut școala profesională. Bineînțeles, după școala, am plecat la armata 3 ani de zile. Am plecat la armata, am pus la armata și bucătar de acolo. Și de acolo începe viața. Acum, întoarcem puțin înapoi, să știi cât important, văd pe voi acum, cât important se ții de școală. Cât e mai important? Pe mine se lipsește până acum, am 58 de ani, da? Acum nu pot să stau acum să învăț calculator, cum știu voi, se scrie engleza, cum scrii voi, ce scrie, nu știu, altă limba străină. Pe vremea mea nu a fost. Nu era. Pentru părinții noștri nu a fost să plătesc la facultate, la școală, niște bani să învăț mai mult. Și am învățat meseria. Am vrut să fiu bucătar. Dacă a zis tata, fiu bucătar, dar a luat asta meseria mea, m-a luat cu nu spune cu două brațe, am luat cu tot corpul meu. A dus cu asta, dacă a zis tata așa, merge mai departe, pe la un las. Nu face odată așa, odată așa. Tu nu ai avea posibilitate să facă altceva. Dacă a fost miseria. Și acum, la ora actuală, nu cred, eu sunt Joseph Hadar, televizor cu asta, e nimic. Dar, până acum, eu nu știu cum se scrie frumos pe... O spun sincer, sunt om foarte sincer. Intră pe corporatorul, dar nu scrie cum trebuie. Nu scrie. Dar e nu pentru mine, dar nu e nimic. Dar cu niște echipă de bucătărie, da? Se fac niște artă, asta știu eu se fac toată viața mea. Și încet, încet am crescut, da? După armata a luat pauză 6 luni de zile. După 6 luni de zile a intrat în forța, în bucătărie. Se crește, se crește, se crește.
crește cât mai mult. Adică a venit la un nivel, la 23 de ani, când era tânăr, cu forță, cu lacrimi în ochii, așa, luciu în ochii, trebuie să vinează la ora așa jumate, și vedea, aștept eu să intră în hotel, de 5 stele, a fost în tancă de Haifa, să intră în bucătărea să învăț. Ce să mă să învăț? Adică 8 ore lucram noi, la ora 8, la ora 5, la ora 4, și pe vremuri nu a plătit de ore suplimentare la noi. Nu a plătit! M-au plătit la acasă! Ce a făcut Jose? Termin de 8 ore de muncă, cobor jos, ia de cartele ieșirea, am ieșit, și am tot stăpân lucrat încă 6 ore fără plată. Am vrut să învăț cât mai mult de la oamenii străini, când era acolo, da? Cât mai mult de la ei, adică pe mine, pe vremul, nu am interesat mie cum e, cât câștig eu. Pentru că am stat acasă cu părinții, a fost mâncare, vreau să plătesc cazare, aer, acum mâncare, nu mai de muncă. Adică la ora 7 și ora dimineață, până la ora 10-11 seara, zi de zi. Până să încerc ce am învățat și am intrat în seria, a ieșit ca acolo, cum spune, microb pozitiv în sângele mele. Și încet, am muncit, după aceea, am luat valiză, am fost să plec în Australia, asta a fost visul meu. Visul meu, Australia, și era zis, din greșeala, am intrat cu compania ta română la mine. Da, asta e primul, dar așa, tot lumea spune așa. Am venit în România. Anul 97, anul 6, anul 7, am venit în România. Am 12 ani de zile mai pe urmă. Adică nu a fost bucătărie așa, fluințată, cu mâncare tafuzească, ce facem. A fost foarte greu la început. Cu mine, pentru multă lume, a fost foarte greu acolo, acasă la Mescu, și acolo era niște bucătări puțin mai pe vârstă, da? Și nu înțelegeam limba engleză, că după a fost să vină în secretariat, se face niște transfer pe engleză, în limba romană. Și încet am crescut cu echipa de acolo și crede-mă că anul 96-97 era niște bucătari foarte buni, adică foarte muncitor. Foarte muncitor. Și noi împreună am făcut eu niște echipă cu termică pe viața și am făcut niște preparat cu creația de mers și creația lor împreună, aproape de 15 ani de zile. Adică, să spun așa, la ora actuală, dacă se întoarce puțin acolo, tineri, la 20 de ani, vreau să știi 2.000 de euro pe lună, 3.000 de euro pe lună. Vreau să știi. 3.000 de euro pe lună. Dar trebuie să faci niște calcule înainte și zic 3.000 cu 5.000 de euro, trebuie să muncesc prin un an. Trebuie să faci niște lucruri, etape, încet. Exemplu, când este un grădină, când este o grădină, vreau să pun acolo o semințe de pentru pom. Pom de mere, o pom de portocale, da? Se pune semințe, se trebuie să ai grijă de semințe. Se crește semințe. După aceea este un pom frumos, foarte frumos. Dar grijă de el, pentru că deja nu s-a stabilit. Poți să ia o mere, o pere, frumoasă, bucioasă, se sper cu apa, se mănânc, deci ce bună, ce zâmă are! De la ce asta? De la ce asta? A fost grijă de ea. Așa sunt noi, ca părinți, cu